Bună seara! Voi face etalarea pentru ziua de 13 mai, profesioniștii. Pentru Berbec, trei de cupe. O zi în care vă distrați, participați la o distracție, la o petrecere, vă simțiți bine. O zi în care poate vreți să arătați celorlalți o relație pe care o aveți, persoana cu care sunteți în relație, vreți să faceți cunoscută această relație, s-ar putea și acest lucru, deci să vreți să faceți cunoscută relația pe care o aveți. Trei de cupe. Trei este un număr care are planeta caracteristică Jupiter, semne zodiacale săgetător și gemeni, element aer, sociabilitate, un număr care arată sociabilitatea, deci un număr care simbolizează trinitatea, joviali, ingenioși, dârzi, optimiști, harnici, încrezători în forțele proprii, dar și vorbăreți până la exasperare și promiteți foarte multe, realizați foarte puține, superficialitate. Berbeci. Taurii, un 4 de bâte, o zi în care primiți bani, poate o sarcină în plus sau altceva la lucru care vă susține și vă ajută. Bineînțeles, nu toată lumea poate să aibă același lucru, dar poate că primiți niște bani și vă simțiți destul de bine. Vă gândiți, poate să faceți o schimbare la lucru, o schimbare în ceea ce faceți la lucru sau chiar o schimbare a locului de muncă sau o schimbare a locuinței, să modernizați ceva, să faceți ceva în locuință. E un 4 de bâte, deci energii legate de locuință mai mult. 4. 4 are planeta caracteristică Marte, semne zodiacale Fecioară și Taur, element Pământ. Caracteristica este realizare, vorbim de 4, un număr specific Fecioarei. 4 este și la zi, în final. Este un multiplu de 2, o putere a lui 2. Zodia Fecioarei. Profunzi, serioși, responsabili, raționali, perseverenți, cu o gândire logică, pătrunzătoare, totuși sunteți serioși și responsabili, așa cum am spus, critici, fire închisă. Vă place să fiți buni observatori, să despicați firul în patru, dar totuși duri, inflexibili, când vă enervați, destul de rar, dar faceți lucruri pe care să le regretați. Pentru gemeni, un 5 de cupe. Am putea spune că este o zi în care regret pentru o relație, pentru tensiunile care sunt. 5 de cupe arată un eșec într-o relație, deci ceva care nu merge. Și sunteți nemulțumiți de acest lucru. 5 are planeta caracteristică Mercur, semne zodiacale Berbec și Gemeni, element foc, mobilitate. Un număr al mobilității, al acțiunii, vreți să cunoașteți, vreți să călătoriți, vreți să fiți progresiști, vreți tranzacții de orice fel și trebuie să fiți foarte atenți la aceste tranzacții, vreți schimbare. Acesta ar fi cinciul de cupe și irascibili. Pentru toate au fost cinci. Raci, un 5 de pentagrame, pierdeți niște bani. Nu plătiți ceva, ci pierdeți acești bani. 5 de pentagrame. Nu aveți ce face, simțiți singurătatea, simțiți această pierdere, apropierea de sărăcie, vă dă această senzație neplăcută și am putea spune acea stare neplăcută când pierdeți ceva și știți că
Ați pierdut bani, stagnare, o stare de rău. 5 de pentagrame, 5. Așa cum am spus, traita caracteristică Mercur. Semne zodiacale, berbec și gemeni. Element foc, mobilitate. Un număr care arată dorința de a schimba, de a fi mobil, de a cunoaște, de a călători, de a avea tranzacții de tot felul, de a cunoaște noutate, deci să cunoașteți alte persoane, vă doriți schimbare, progres și irascibili. Pentru lei, leii vor dreptate. Avem aici balanța cu spada sau poate întâlniți o balanță, fiindcă este clar balanța cu spada. Deci poate întâlniți o persoană din zodia balanță, o persoană care îi place să lupte pentru dreptate, vrea echilibru, deci și poate că și dumneavoastră vă doriți această echilibrare a situației, o stabilizare, poate vreți o îndreptare a unor erori și s-ar putea să apelați la dreptate, dar dacă apelați la dreptatea umană, trebuie să și cunoașteți că trebuie să știți forțele de reacție, fiindcă orice forță din partea dumneavoastră, orice acțiune, va naște o forță de reacțiune. Aceasta trebuie să o cunoașteți, să puteți să o anulați, să puteți să o stăpâniți, dar trebuie să cunoașteți și dreptatea și adevărul etern, astfel încât există și dreptatea divină. Deci, dreptatea. Aceasta ar fi, să zicem, pentru lei. Avem un 11, este un 2. 2 are planeta caracteristică Luna, semne zodiacale, rac și balanță, element apă, asociere. Un număr care arată antagonism, dualitatea, dar și unitatea, formarea întregului. 1 plus 1 face 2. Un număr al tactului, al armoniei, al diplomației, al amabilității, un număr al femeii, al căminului, al mamei, al artelor frumoase, dar am putea spune că această 11, deci 2, are și aspecte mai joase, timizi, influențabili, îndoctrinați, tipicari, nehotărâți. Și magicianul, un 1, pentru fecioare. Fecioarele Mercur. Mercur este chiar guvernatorul fecioarelor. Deci magicianul, am putea spune, este stăpânul baghetei magice, este stăpânul materiei, este stăpânul semnelor arcanelor, spadele, cupele, bâtele, pentagramele, deci creativitate, energie, sensibilitate, relații, dar și mentalul, spadele. Și am putea spune că poate să protejeze calea, poate să aducă mistere, dar poate să și manipuleze persoane, situații, pentru a-și atinge scopul. El întotdeauna își atinge scopul. Acesta este Mercur. 1. 1 este, are planeta caracteristică Soarele, semne zodiacale Leu și Capricorn, element foc. Conducătorul. Sunteți conducătorul, individualistul, cel care poartă discuțiile și trebuie să aibă ultimul cuvânt, cel care are superioritatea, dar și cel care, am putea spune că vrea... să conducă, vrea să, este puțin arogant, intolerant, extremist și dacă se enervează, face gălăgie prea mare. Balanțele, un as de pentagrame, o zi în care vreți să începeți ceva, un lucru creativ, un as de pentagrame. Poate primiți bani și vreți să investiți ceva, să faceți ceva,
Dar totuși trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă Venus vă influențează foarte mult și orice investiție poate să vă atragă și pierderi. Este un as de pentagrame. Dar e vorba de Venus care vă guvernează, că este în cuadratură cu Neptun. Și vă influențează acest lucru mult timp, dar și pe urmă face cuadratură cu Marte din Pești, și tot la fel nu este un aspect benefic. Asul de pentagrame, deci vă cam influențează toată o perioadă bună din vară, Venus. Pe urmă vă o să vă influențează și Marte din Berbec. Asul de pentagrame, aceasta ar fi. Deci sfatul ar fi, este un fel de talisman al norocului, de care trebuie să beneficiați, dar trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă totul depinde de conduita dumneavoastră, care trebuie să fie ireproșabilă, fără greșeli, fără imprudențe. Pentru Scorpioni, 4 de cupe. O zi în care meditați, gândiți, vreți o relație, vreți o căsătorie, vreți o relație stabilă. Nu vă convine relația care este, ați vrea mai mult sentimente în această relație, poate ați aștepta sau v-ați dori un copil. Deci este o zi marcată de sentimente, de meditație. 4 de cupe, 4. Așteptați să vină binele spre dumneavoastră, într-un cuvânt. 4 este un număr care are planeta caracteristică Marte, semne zodiacale Fecioară și Taur, element Pământ. Realizare. 4 este un număr care este specific Fecioarei. Este un număr care arată faptul că sunteți serioși, profunzi, responsabili, spirit practic, harnici, raționali, perseverenți, dar totuși critici, fire închise, buni observatori, vă place să despicați firul în 4 de fiecare dată și dacă vă enervați, faceți lucruri pe care le regretați, sunteți duri, inflexibili. Pentru săgetători, un 6 de bâte. Este o zi a deciziilor. Trebuie să luați o decizie, să luați o hotărâre, să faceți ceva. Acest 6 de bâte. Deci trebuie să fiți prudenți, aveți obstacole în față și trebuie să luați într-adevăr hotărâri, decizii. 6. Este un număr cu planeta caracteristică Venus, semne zodiacale Balanță și Taur, element apă, armonie. Un număr par impar, un număr care arată omenia, arată armonia, arată generozitatea, romantici, sensibili, vreți să dăruiți, dar totuși sunteți conservatori, tradiționaliști, în idei și în opinii oscilanți și, bineînțeles, în lipsa idealurilor vă cufundați într-un ocean de vise și vă creați de multe ori probleme imaginare. Capricornii, 9 de bâte, o zi în care am putea spune că aveți o atitudine de rezistență în opoziție. Ați trecut prin multe, ați avut multe situații dificile, ați făcut față, dar totuși acum aveți o anumită tactică. Sunteți, cum se spun, prudenți, circumspecți în ceea ce faceți și știți să vă ascundeți scopurile. 9. Este un număr care are planeta caracteristică Uranus, semnele zodiacale Vărsător și Berbec, element foc, altruiști. Sunteți persoane cu o vitalitate foarte bună, intuitivi, persoane
să zicem, deci progresiste, vă doriți progresul, vă doriți independență, vă doriți, dar sunteți și extravaganți, sunteți revoluționari, nonconformiști și zăpăciți. Vărsătorii, un 7 de pentagrame, vă doriți niște bani, vreți să luați niște bani, vreți să creați ceva, vreți să-l faceți un proiect, vreți să faceți ceva. Această creație a dumneavoastră totuși nu merge prea bine. Undeva greșiți, promiteți să corectați unde ați greșit și am putea spune că vă asumați greșelile și vreți ca pe viitor să atingeți perfecțiunea. Este șaptele un număr al perfecțiunii? Este numărul care are planeta caracteristică Neptun, semne zodiacale, pești și fecioară, element aer și toate celelalte, interiorizare. Este un număr care arată că sunteți firi, deci care arată curiozitate, cumpătare, independență, dorința de independență. Este un număr biblic, sensibilitate, visători, enigmatici. Am putea spune că aveți puteri intuitive, dar totuși, dacă nu realizați perfecțiunea, nu vă mulțumiți cu jumătățile de măsură. Peștii, un 6 de cupe. Șasele de cupe arată, să zicem, amintirile, o zi în care vă întâlniți cu persoane din trecut, persoane care vă aduc aminte de o iubire din trecut, de o relație, de o colegi, deci este o zi a amintirilor, o zi care vă... Deci vă duceți cu gândul în trecut, ori la tinerețe, ori copilăria, ori adolescența, o zi care vă sensibilizează. 6. 6 este un număr care are planeta caracteristică Venus. Semne zodiacale, balanță și taur, element apă, armonie. Țineți cont că Venus retrogradează, deci... momente în care puteți să revizuiți, să regândiți anumite situații. Deci este un moment bun pentru a reevalua aspecte legate de financiar, dar și de relații, mai ales de relații. Deci acesta ar fi de resursele personale. Acesta ar fi 6 de cupe. Deci șasele. Șase este un număr, așa cum am spus, deci planeta caracteristică, am zis, Venus, semne zodiacale, balanță și taur, element apă, armonie. Un număr par impar, armonie, omenie. Sunteți totuși persoane sensibile, vreți să fiți generoși, romantici, să dăruiți, senini, dar totuși tradiționaliști, conservatori, în idei și în opinii oscilanți și în lipsa idealurilor, atunci vă cufundați într-un ocean de vise și am putea spune că vă creați singuri probleme, imaginare. Aceasta a fost etalarea. Și vă doresc o zi foarte bună.